Prima casă, un apartament mai mare, o casă la curte, o mașină mai bună. Cu toții ajungem mai devreme sau mai târziu la momentul în care ne gândim să contractăm un credit. Însă, entuziasmați cu gândul la noua achiziție, pierdem din vedere esențialul: în cât timp dăm banii înapoi? Cu alte cuvinte, ce perioadă de rambursare alegem? Andreea Moraru ne spune ce opțiuni avem. Bun găsit! Perioada de rambursare poate fi un criteriu cel puțin la fel de important ca nivelul dobânzii sau al avansului în momentul contractării unui credit ipotecar. Explicația e următoarea. Costul cu dobândă ar putea fi micșorat cu 10.000 de lei în cazul în care se alege o perioadă de rambursare mai mică, fie și cu doar câțiva ani. Să luăm însă un exemplu concret. La un credit de 230.000 de lei, adică 51.000 de euro, cu o rată actuală a dobânzii de 3,8% pe an, suma economisită la un împrumut pe 25 de ani față de un credit pe 30 de ani va fi de aproximativ 30.000 de lei și crește cu cât perioada creditului e mai mică. Atenție însă, dezavantajul unei perioade de rambursare mai scurte constă însă într-o presiune mai mare pe bugetul familiei. În cazul exemplului nostru, rata lunară ajungând la 2300 de lei pe 10 ani față de 1070 de lei pentru o perioadă de 30 de ani. Și încă ceva, analiștii sfătuiesc clienții, în cazul în care reușesc să pună bani deoparte și vor să ramburseze anticipat, să ceară băncii reducerea perioadei de creditare și nu a ratei.